Mergeș în jos, pe un mal frumos, Negru Vodă trece cu tovarăși 10. 10 meșteri mari, calfe și zidari. Și Manole 10, care-i și întrece. Un fragment din poezia populară culeasă de marele Vasile Alexandri. Un fragment acestei poezii care pentru mine este de fapt o metaforă. O metaforă care reflectă pe cei 10 cap de listă implicați în modul de menaj și organizarea politicii atât la nivel național cât și la nivel internațional. Și asta vorbește de la sine despre accentul și dominanta plasată pe cel al 10-lea. Al 10-lea care face ciclu unitar, pentru că politica, de facto, și de iure, poartă un caracter sinusoidal și oscilator. Cu o tendință continuă de evoluare, și cu o tendință continuă de schimbare a actorilor implicați în câmpul și arena politică. Astfel, dragi prieteni, alături de noi în programul de azi, Bucătărie Politică, îl avem pe un domn deosebit și extraordinar pentru că îl cunosc și personal, un domn care aparține istoriei, face istorie și mai nou de ani încoace e interesat și cu ambiție și caracter de politică. Cu ambiție de politică, pentru că în parcursul emisiunii de astăzi veți observa justificarea dânsului pe fondul că dă garanții că se vede deputat. Ce fel de deputat și unde deputăția dânsului va fi justificată și sprijinită, aflați în scurte clipe. Deci, alături de mine este domnul profesor Boris Volosatăi. Vă mulțumim frumos că astăzi avem prilejul, în primul rând, de un dialog și, din punctul 2 de vedere, să și gătim ceva. Așa, într-o manieră mai și nespecifică, pentru că, cum am și enunțat anterior, suntem pe un mal frumos al Republicii Moldova, Moldovei noastre pitorești, pitorește și cu mult sens. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua și... Vă mulțumesc pentru rara ocazie de a face politică la bucătărie. Nu pentru a găti, dar pentru a pregăti. Să știți că noi astăzi vom face un alt fel de bucătărie. Deja prin ceea ce este și indicat pe șorțurile care deja sunt fixate pe noi, Bucătărie Politică. Pentru că Bucătărie Politică deja de la sine lăsăm loc de metaforă care vorbește despre managementul și menajul modului de organizare a lucrurilor în toate domeniile, sectoarele de activitate a Republicii Moldova, cu, desigur, implicare externă și internă. Dar ați fost probabil atent și nu știu dacă v-ați autosesizat la acest fragment de poezie populară, Mănăstirea Argeș, care reflectă frumosul peisaj și istoria lui Manole. Dar noi știm și cu toții, pentru că la fel vin și de pe băncile profesoratului, fiind anterior și profesor și lector universitar, și mie cald, și elevii. Și când eram elev am învățat această operă și deja, cum spuneam, este o metaforă. Manole, în operă, și-a adus o jertfă pentru a-și aduce la realizare opera. Da? Dumneavoastră, venind astăzi aici, trezindu-vă dimineața, cum apreciați, în mod exprompt, jertfa care ați adus-o până acum, într-o a decide că e timp de expunere pentru public, în ceea ce înseamnă menaj politic și implicare politică a dumneavoastră. Pentru că aveți chiar istorie în spate. Este o întrebare ușor formulată de către dumneavoastră și foarte greu de răspuns. Scurt ar fi așa. A venit timpul să facem o altfel de politică. A venit timpul să facem o politică nu în calitate de elev, dar în calitate de profesionist în acest lucru, să ne ocupăm de politică așa, de parcă asta ar fi ultima noastră ocupație în această viață, în care avem să facem ceva, avem de a enunța un mesaj. Avem de a aduce o jertfă. Toată activitatea mea
și să ne comunicați paralel, vă rog, domnule profesor, dacă nu puneți în jertfă ceea ce ați fundamentat, cimentat deja și ca bază rigidă s-a construit. Referându-mă la activitatea dumneavoastră pedagogică, la activitatea dumneavoastră de manager într-o instituție de învățământ cunoscută și am să-i dau nume, Liceul Gheorghe Asache. Eu vă mulțumesc mult. Eu sunt un mare fericit, un mare norocos că am avut învățători și o școală în care am reușit să păstrăm spiritul românismului, spiritul național, patriotic, chiar în pofida, nu datorită condițiilor în care noi am existat. Acest lucru vreau să-l fac și în politică. Nu datorită, dar în pofida tuturor impedimentelor care le avem, să demonstrăm că suntem capabili să facem și lucruri. Foarte bine. Ne-ați anunțat frumos, v-ați expus concret, aș zice, că e timpul de un alt fel de politică. Că e timpul ca politica să fie făcută de pe premisele mentorului, învățătorului, pentru că profesionalismul necesită, mai ales azi, să fie plasat în capul mesei. Eu am să îndrăznesc, domn profesor, pentru că mă aliniez azi cu și specialitatea dumneavoastră de fundament și de suflet, cum și ziceam, fiind fost profesor, fără acordul dumneavoastră, oricum zice, cine zice, volens, nolens, de vrute ori nevrute, eu am să vă provoc astăzi, paralel menajului culinar pe care îl vom realiza, la discuții și la întrebări la care așteptăm răspunsuri. Deci astăzi eu am să vă testez. Și astfel, până a procede și vom comunica celor care ne urmăresc ce facem, așa o întrebare. O întrebare care undeva poartă și caracterul subiectiv. Și anume, ce se întâmplă, domnule profesor, că nu se delimitează nici azi trecutul de prezent, ori de ce trecutul este folosit prea mult și nu corect în aprecierea zonei noastre în care ne aflăm și ulterior să pășim înalt în viitor. De ce noi nu recunoaștem Republica Moldova ca un stat care deja are formate structurile sale statale, cu cetățeni în forță, la ei acasă și în plin afirmism, dacă ar fi în terminologie adaptată? De ce admitem public promovarea mesajelor care nu sunt spuse până la urmă și ele final sunt neînțelese? De ce promovăm mai sus Basarabia ca denumire istorico-geografică și care de facto în politica de azi, în epoca zilelor de astăzi, are mai puțină relevanță în ceea ce înseamnă bunăstarea oamenilor? De ce noi nu ne focusăm mai mult pe creșterea anume a bunăstării și calității vieții oamenilor, care de facto ar fi mult mai presus și important decât lozincele politice? Vă explic și dar vreau mai întâi să fac o replică la ce mi-ați spus dumneavoastră, că mă testați. Eu toată viața sunt testat de ele, ori acestea sunt cei mai importanți, cel mai important moment în viața unui învățător, cel mai mai mare examinator al unui învățător este elevul. Așa și este. Și de aceea nu aș vrea să vă spun că am frică că mă testați. În ceea ce fac la catedră, fac cu bună știre de cauză ce fac. Așa. Uite, ceea ce facem în politică e mai mult dilettantism. Dar dumneavoastră sunteți și un strateg deosebit, să știți. Eu nu pun la îndoială pentru că sunt 30 de ani doar de control și management activității dumneavoastră, și, dar să trecem la subiectul și întrebarea nemijlocit. Eu vă răspund și la această întrebare. Vreau să vă spun că nu avem nu putem scăpa de trecut. Și nu putem să ținem trecutul departe de noi dacă vrem să știm unde mergem. Da, dar trecutul este pregătirea fiecăruia până la ieșirea din casă. Da, dar drumul pe care îl parcurgem astăzi
se bazează doar pe, pe acest trecut. Dacă nu știi cine ești, dacă nu știi de unde vii, dacă nu-ți cunoști rădăcinile, dacă nu știi cine sunt părinții, bunei, străbunei, nu poți să fii încrezut că ziua de astăzi este în siguranță. Cu atât mai mult ziua de mâine. Dar nu prea mult timp se alocă motivului romantic, de chemare la trecut. Am avut un trecut dureros. Un trecut dureros pe care trebuie să-l păstrăm într-o zonă iconică. Dar avem un prezent în care trebuie să ne consolidăm forțele și să creăm contextul pentru cei ce vin. Pentru noi și cei ce vin. Pentru a-i avea acasă și nu a admite și ulterior continuarea, da, exodului forță, capabil, exodului de intelect. Dar, pe lângă toate, să mai și facem ceva și vom reveni, pentru că caracterul de maleabilitate la noi va fi nemijlocit și el pus în capul mesei. Și revenind la întrebarea aceasta, ne comunicați ce facem noi astăzi, paralel discuției. Facem un pește la grătar. Și timpul tot, e specific, până la poviță, puțin fulgi. Tot atât de fin, tot atât de multă grijă trebuie să avem un pește să facem la grătar, cum să răspundem la întrebarea dumneavoastră. Cum să facem politică în Republica Moldova. Dumneavoastră vorbiți despre faptul că noi pomenim mai mult decât s-ar crede că e nevoie de trecut. Eu v-am întrebat. Eu cred. V-am întrebat pentru că calitatea de istoric ne permite astăzi să auzim o ipostază percepută mai profund. Eu vreau să vă spun că nu fac altceva decât promovez adevărul istoric și geografic. Ceea ce este astăzi Republica Moldova este un rezultat a unei înțelegeri între două puteri dictatoriale și acest lucru așa s-a întâmplat că azi avem două state românești. Dar în realitate noi avem un rapt a Uniunii Sovietice în înțelegere deplină cu Germania hitleristă. Și acest rapt a fost deja de către aceeași Uniune Sovietică declarat ca nul. Înainte de a dispare Uniunea Sovietică, a declarat nul pactul Ribbentrop-Molotov. Din aceste considerente, noi suntem în drept să folosim această realitate istorică. Așa. Ca motiv pentru restabilirea adevărului istoric și geografic. Noi nu avem astăzi nici la Chișinău, nici la București forțe care ar spune acest lucru franc, fără frică, nu frică de altceva decât de acele iluzii pe care le-am creat pe parcursul timpului, că noi suntem suverani, independenți și putem să ne facem istoria noastră aparte. Noi nu suntem nici suverani, nici independenți. Noi și până astăzi depindem în mare măsură de ceea ce este fosta noastră metropolă. Noi de acolo avem gazele, de acolo avem energia, de acolo ne așteptăm încă și consultații și în mare parte le primim în interesul acestui stat. Despre natura modului de percepție a valorii noastre ca popor, revenim foarte, foarte lejer, dar cu titlul de precizare, domnule profesor. Da. Cum dumneavoastră apreciați din punct de vedere etnic și de statut și ca diferență moldovenii de, să spunem, basarabeni? Pentru că se confunde și se interpretează eronat. Basarabia este, dumneavoastră a spus, este o noțiune impusă, e o noțiune geografică impusă de către Rusia în perioada când au pus hotarul aici în 1812, luând denumirea unei zone
de sud doar acestui spațiu și îl folosesc și până astăzi. Uite, poate aici cei care cunosc foarte bine istoria, care cunosc foarte bine geografia, pot să nu fie de acord cu această titulatură, cu aceste denumire, că Basarabia e România sau Basarabia e pământ românesc. Dar ca să vedeți, această denumire a fost deja transpusă peste ideea de a delimita noțiunea de statul Republica Moldova și tot spațiul acesta, pentru că Basarabia este până la mare și până la Bucovina. Adică este o zonă mult mai largă decât satul de astăzi. Și atunci, domnule profesor, la nivel de etnie, cum dumneavoastră apreciați cetățenii din stânga Nistrului, cetățenii din dreapta Nistrului, asociat formulării și promovării, care până la urmă iarăși nu este înțeleasă și dumneavoastră acum ați specificat, de basarabeni? Deci este o invenție rusească, este deja înrădăcinată în acest spațiu, dar și dincolo de Nistru, până la Bug, nu până la Tiraspol, dar până la Bug. Și în Crimeea am întâlnit români și în regiunea Krasnodar am întâlnit români. De aceea eu n-am să inventez nimic, am să spun doar că nicio deosebire, nicio diferență nu este între românii care trăiesc în stânga, în dreapta Nistrului sau în stânga și în dreapta Prutului. Deci avem aceeași națiune, aceeași limbă, nici măcar nu avem deosebire de limbă decât numai de melodie acestea, care s-a schimbat în rezultatul influențelor vecinilor. Așa cum a influențat limba maghiară, ungară, și e un proces firesc deja urmarea ceea ce noi am trecut. Dar ca națiune, ca neam, noi suntem aceiași pe tot spațiul unde trăiesc români. Domnule Volosate, revenind, trecând de la elementele istoriei caracteristice Republicii Moldova, trecând pe atribuirea implicării dumneavoastră la zi în politică și combinarea activității dumneavoastră de școlire, așa, a celor care se produc în Republica Moldova, spuneți-vă, vă rog, care este viziunea personală în raport de inițial politica internă a Republicii Moldova pe lungimea unor 3 decenii de independență? Este o situație similară cu ceea ce s-a întâmplat și în partea dreapta Prutului, adică în România. Și aici încă o dată demonstrează că suntem un neam. Noi mai mult am simulat că facem schimbarea. Nu am făcut-o. S-a furat, s-a trădat, s-a vândut și nu s-a făcut. S-a vândut în toată această perioadă sau aveți și o delimitare? În toată perioada, deci în toți acești ani, nu s-a, de aceea își spuneam, facem o altă politică. O politică în interesul celor mulți, nu săraci, dar deposedați, eu așa i-aș numi. Pentru că nu suntem săraci și nimeni astăzi nu este, ori o parte mică a societății este la limită de sărăcie. În mare parte sunt oamenii deposedați de ceea ce merită și ceea ce le aparține. V-am întrebat de delimitare în timp dacă a existat, pentru că citeam anterior un interviu ceva mult mai îndepărtat de-a domnului Serafim Urecheanu și dânsul făcea așa o delimitare dintre politica Republicii Moldova pe perioada guvernării comuniste și politica Republicii Moldova după coborârea acestora de pe tron și venirea acelorlalți. De ce? Pentru că nu a existat un consens pe toată această perioadă în care noi să avem parte de un regim de guvernare stabil, matur și care cu adevărat se dă
să dea plus valoare. Și nu o zic să dea plus valoare în raport de guvernarea care a fost și la care făcea trimitere domnul Recheanu. Dar a făcut o delimitare. Pentru dumneavoastră nu a însemnat asta și un indicator? Nu. Nu a însemnat, pentru că eu trăiesc la fel și semenii mei trăiesc la fel, cum au trăit în perioada când erau la conducere comuniștii, când sunt la conducere socialiștii. Au venit pro-europeni, domn profesor. Pro-europeni au venit. Dar eu vorbeam că noi suntem în aceeași situație ca și cei de dincolo de Prut. Acolo sunt chiar europeni. Acolo sunt indiferent de stânga sau dreapta, sunt toți pro-europeni, dar au furat și au trădat și au vândut tot ce se poate. Și dacă într-o țară care deja a avut acces la alte instrumente și la alte maniere de coabitare cu marele puteri directe și făcând trimitere la România și ei și nu izbutesc până la urmă ceea ce și-au și propus, cum credeți că Republica Moldova are șansă de acum și ulterior să facă această schimbare? Pentru a vorbi deja despre prosperitatea cetățeanului, despre calitatea cetățeanului, despre valori care ne apropie de o civilizație despre care se vorbește frecvent de la tribune, ori citim, ori privim de la ecrane. Eu vreau să vă spun că ceea ce are Germania, ceea ce are Italia, ceea ce are Austria, Franța, Marea Britanie, nu a venit în 30 de ani, a venit în sute de ani. De aceea să fim absolut indispuși sau să nu avem, să fim pesimiști că nu s-a reușit în 30 de ani să creăm o clasă politică nouă, să creăm o situație în care am putea să spunem că am făcut reforma. Moise a dus 40 de ani poporul evreu până i-a adus unde i-a adus. I-a scos din pustiu. Atunci, nici noi nu suntem, să spunem așa, ratați în totalitate. Doar că eu promovez o idee care m-a învățat o zicală populară. Când tata aduce mătura în casă și roagă să o rupă pe feciorii. Și vorbeam de Manole, vorbeam de ce a reușit, de ce a făcut jertfă. Vorbim despre Ana? Da. Și aici i-a rugat să facă acest lucru cu mătura și n-au reușit băieții, cât de frumoși puternici nu erau. Și atunci el a dezlegat mătura și a dat câte un fir și s-a rupt foarte ușor. Ori Republica Moldova astăzi este un fir aparte de țară, de patrie și este ușor de manipulat, ușor de... poți face orice produs, orice mâncare din acest spațiu, dar noi... Suntem factură bună. Da, factură bună. Vedeți că am în mână, domnule profesor, un șampion, un șampignon brun, cum probabil așa și zice. Bine, în structura lui este un picior care, ups, este secționat astăzi. Avem o pălărie și avem lamele. În acest timp, oarecum, noi ne-am creat un picior, da? Și avem și o pălărie, pentru că relațiile Republicii Moldova, la zi, cu partenerii și cu vecinii, au evoluat în timp. Indiferent deja, iarăși, de contrele care se fac partidice, așa și neîmpărtășirile de lozinci și viziuni. Și uite că de desubtul pălăriei sunt lamelele, dar în lamele este materialul seminal, da? Sunt porii. Noi lamele avem. Lamele probabil avem suficiente, dar în aceste lamele a Republicii Moldova, noi avem la zi suficientă competență ca să reușim a găsi un consens și de a scoate odată din gulerare directă Republica Moldova și lupta doar pe replici, doar pe, să spunem, conflict și nimic altceva decât implicarea în implementarea angajamentelor la care se asumă. Pentru că observăm oboseala cetățeanului în Republica Moldova. Bine, am avut un exercițiu electoral important recent în Republica Moldova, cel prezidențial, și asta vorbește de la sine că probabil această mobilizare și neindiferența cetățenilor Republicii Moldova, indiferent că sunt aici pe loc, ori sunt în afara țărilor și muncesc la greu pentru prosperarea tinerilor, s-a legat, s-a consolidat ca acea
ca acel mănunchi de vreascul la care faceți dumneavoastră trimitere într-o a se înfăptui schimbarea. Schimbarea probabil da, s-a înfăptuit cât pentru că s-a schimbat persoana, s-a schimbat personajul, s-a schimbat jucătorul. S-a schimbat frontispiciul. Așa să fie. Vedem ce se schimbă în ceea ce ar presupune reformarea. Deci avem suficientă competență la zi în Republica Moldova cu cei implicați, cu cei care o fac, cu cei care se luptă și zic că se luptă și zic că le este greu plus la toate. Este suficientă substanță cenușie, doar că eu sunt absolut convins că colapsul în care ne-am pomenit noi este posibil de soluționat și revenind după aia, da? Da. Așa. Revenind în albia țării din care am fost rupți. Și atunci toate întrebările vor fi soluționate mai ușor, pentru că vom fi mai mulți și împreună. Vom fi legați prin ceea ce suntem, prin ceea ce vorbim și ceea ce facem. Cel mai important, cea mai mare greșeală pe care au făcut-o toți până astăzi, că au doar lozinci, doar teorii. Și, au fost puse pe locuri nici ele înțelese până la urmă și, până la urmă, și expuse publicului. Iarăși ceea ce spuneați dumneavoastră, că nu s-a spus franc, nu s-a spus direct niciodată adevărul. Adevărul trebuie spus, el poate să-ți placă, poate să nu-ți placă, dar adevărul este adevăr. Și atunci noi trebuie să recunoaștem, foarte simplu, să recunoaștem acest adevăr și să corectăm această greșeală, să corectăm așa cum au făcut-o alții. De ce nemții au reușit să se reunească și erau tot două state pe două picioare absolut diferite și s-au reunit? De ce noi nu putem face lucrurile astea? Probabil să spuneți că noi suntem deja recunoscuți pe arena internațională și germanele două erau recunoscute pe arena internațională. Dumneavoastră vorbiți despre faptul că s-au format de acum niște lamele și ele, de fapt, este un întreg, ceea ce este astăzi Republica Moldova. Pentru istoric, acest timp de existență a Republicii Moldova, de la 1940 până astăzi, sunt 80 de ani, 70 de ani, 80 de ani, noi suntem o republică separatistă, numai că nu noi ne-am separat, dar ne-au separat. Iar dincolo de Nistru avem o republică separată de 30 de ani. Pentru istorie asta e un fleac, diferența de câteva zeci de ani. Și probabil, făcând trimitere iarăși la acești șampinioni, probabil în Germania au fost alte premise. Fragmentarea Republicii Moldova, natura și trecutul nostru care a fost subjugat și nu o să desfășurăm prea mult această chestiune, are o amprentă aparte. Pentru că acolo probabil sunt doar șampinioni de o natură, dar la noi avem probabil și pleurotuși, avem și șintachii, avem și amanite, dacă doriți, de tot felul. Și asta vorbește de la sine că este dificil să consolidăm o societate care este bazată pe premise diferite și nu deloc fertile necesității celor care au mai rămas în țară. În 1918, din țara românească rămăseseră doar... Să pregătim deja, domn profesor, și... Câteva județe, doar câteva județe. Așa. Și restul era sub picior străin. S-a găsit forță, s-a găsit înțelepciune pentru a uni... Nu doar a restabili ceea ce era România până la primul război mondial, dar a duce România în hotarele unei Românii mari. E nevoie doar de înțelegere, nu e nevoie de nimic. E nevoie doar de înțelegere și de o altă politică, nu la Chișinău, dar la București. Citeam o sinteză zilele trecute, în expunere, a celor care fie s-au epuizat și a venit etapa în care a fost nevoie să lese locul celor ce au urmat. Or, de fapt, la bază este o analiză, o sinteză foarte profundă. Și unul din ăștia zice că Republica Moldova și în această perioadă, domn profesor, se află cam în același loc în care s-a aflat Republica Moldova
după cel de-al doilea război mondial, când Occidentul ne-a cedat pentru a se salva. Și tot Occidentul acum are în responsabilitate să ne ajute într-o a ne reface. Și toată această îngreunare se justifică de la sine. Și, cum ați și notat în replică, este nevoie de mai mult timp. Ce credeți dumneavoastră despre asemenea supoziție? Timp niciodată nu a fost suficient și n-a fost un timp mai prielnic ca astăzi într-o reunire asemenea. Nu știu cine spunea că noi într-adevăr am fost cedați pentru a salva mâna, s-a cedat degetul. Și acum mâna ar trebui să recunoască acest deget ca al ei. De aia și spun că eu vin cu o altă abordare a acestei probleme. Bucureștiul este în drept și are datoria să bată în cancelariile europene cu o informație despre și o mare dorință de a soluționa problema Republicii Moldova prin a duce în țară. Dar nu credeți, domnule profesor, că problema principală a Republicii Moldova este, aș spune, una supraunitară cu neîncrederea în sine și în noi, așa, chiar și a vecinilor? Pentru că se doar folosesc mesaje. Se încearcă, parcă de la tribune. Nu se izbustește bine. Este ciclitatea schimbării puterii. Este o formă firească că nu poți, după fiecare schimbare de putere, să aliniezi aceleași obiective. Avem, parcă, un obiectiv și un vector comun de aderare la comunitatea europeană. Dar neîncrederea în noi nu persistă și la ziua de azi. Și vă răspund la prima întrebare. De ce, după atâția ani de activitate în pedagogie, în învățământ, ultimii doi ani... Și sunt comunicat, da, să vă ajut și eu aici, deci, paralel dacă dialogul. Sunt două soluții. Eu am șters suficient așa, de bine și se poate pune direct pe grătar. Să le punem direct, ori să le punem poate, hârtie metalică. Sau se poate cu hârtie metalică, atunci nu o să avem problemă cu lipit. Da, foarte bine. Atunci... Lăsați-mi și mie, vă rog, hârtia, să iau și eu unul ca să-și urgentăm. Da, vă rog, expuneți-vă. Spuneam că... Aici. La ziua de astăzi, această problemă este una absolut recunoscută de toți cei care se vor... Se numesc, simt, vorbesc românește, doar că acea frică încă nu mai simt. Doar frica de a recunoaște niște adevăruri. Deci nu este nimic care ne-ar pune într-o situație... Noi trebuie să recunoaștem... Deci nu corect, trebuie cu partea... Am să privesc dumneavoastră, da, cum faceți. Cu partea cealaltă, lucită mai înăuntru. Și o să vedeți de ce, pentru că căldura mai tare se prinde de acest... Am înțeles. Se observă, da, domn profesor, pe lângă educație, pe lângă managementul, da, în învățământ, și gătește de minune. Ori greșesc, nu, domnule, nu gătesc de minune, dar grătarul este o chestie care este una pur bărbătească și de aia îndrăznesc să dau și un sfat. Am înțeles. Deci spuneam că e nevoie doar să recunoaștem lucrul acesta și cât de complicat ar fi să pedalăm pe această, în așa fel. De aceea spun că suntem puțin altfel. Va trebui căldură mai puternică sau mai sus să-l pun? Mai sus, probabil. Mai sus. Sau de tot sus. Peștele este foarte finuț, e nevoie de 6 minute în foarte bine. Și el o să fie gata. Deci, domnule profesor, dar nu prea dăm atenție, vorbind despre politica externă și politica de vecinătate a Republicii Moldova, doar în apropierea
și rezolvarea problemelor politice doar cu România, pentru că avem și alți vecini. Ori Ucraina nu este importantă pentru Republica Moldova, mai ales din punct de vedere politic. Dar eu cred că nu atât politic, cât chiar vital, cu un viitor foarte, foarte aproape de a-l simți. Dacă Ucraina construiește aceste 6 hidrocentrale pe Nistru, Chișinău rămâne fără apă potabilă și noi avem o chestiune de viață și moarte. Nu mai vorbim atunci de politică, vorbim de existență și România poate să fie și aici unica noastră salvare. Pentru că apa României, așa cum a trecut gazul, vine foarte, foarte timid, a trecut hotarul, așa poate trece și apa, care dacă înainte eu vroiam, mă rugam să sece prutul, să nu mai fie acest hotar, astăzi mă rog să fie plin cu apă, să avem de unde lua apă pentru a îndesola necesitățile acestui teritoriu. Și dați credibilă opțiunea ca apa să o pierdem? Și relația cu Ucraina este una foarte proastă și acest lucru este cauzat de un management absolut prost a situației de conducerea precedentă. Și doar de conducerea precedentă? Aici cred că da. Am înțeles. Aici cred că da. Relațiile cu Ucraina erau diferite, doar că până la Donbas, Ucraina și pe noi ne privea într-un fel mai aproape de obiectivul Moscovei decât de obiectivul Kievului. Abia după ce a simțit pe propria piele ce înseamnă separatism în legătură cu Crimeea și Donbasul, s-a întors cu fața la problemele noastre altfel. Dar n-au fost exploatate aceste situații de fosta conducere în deplină forță și avem astăzi o situație foarte, foarte alarmantă. Și avem un precedent, domnule profesor, diferendumul transnistrean, dosarul transnistrean, cum îl mai și transcriu în sursele scrise, care nici până azi nu este rezolvat. Noi știm importanța Ucrainei, care o are într-o, cumva, menținerea controlului peste Nistru. Ce perspective dați dumneavoastră cu venirea altora, deja în fruntea țării, și probabil vom avea anticipate, pentru că vedeți cum se forțează apele, cum se tulbură apele și în ce direcție briza vântului trage. Poate fi rezolvată această problemă? Poate fi. Aceeași situație care o privim doar că în oglindă cu relația între Republica Moldova și România. Așa și relația între Transnistria și Chișinău. V-am întrebat pentru că ați fost și într-o cursă comună cu mulți din ei, da, așa, da. Făcând trimitere la cursa alegerilor parlamentare, da, în care v-ați lansat, în care v-am urmărit la dezbateri, dar nu știu din ce motive dumneavoastră, într-un pas, v-ați retras. Dacă vorbiți de parlamentare, eu am avut un mesaj foarte clar, un mesaj unionist. Eu am ales să merg pe circumscripția 33 împotriva lui Andrei Năstase, nu pentru că sunt un utopist și credeam că am să... Nu credeți? Nu credeați în mesajul dânsului, în agenda dânsului și vedeți că aveți o agendă mai bună și un mesaj mai bun? Eu aveam o agendă mai bună. Eu am o agendă mai bună. Doar că eu sunt realist. Pe lângă visător, sunt și un realist. Eu știam că Andrei Năstase va lua mandatul. Da, dânsul nu este visător. Dar eu am vrut să aduc în fața dumneavoastră, în fața tuturor, să aduc mesajul. Mesajul pe care l-am și astăzi. Mesajul de astăzi în parlamentarele din România este exact același, doar că în oglindă. Și din perspectiva unui deputat din Parlamentul României,
este mult mai ușor de realizat acest program amplu pe care l-am și l-am pregătit pentru parlamentarele Republicii Moldova, cu soluționarea și a problemei transmitite, dar și în special cu ceea ce spunea și dumneavoastră la început, de priorități. Poate e timpul să trăim și mai bine, să fim și mai... Poate eu cred că este și trebuie. Și trebuie. Zic să pregătim și pentru salată, între timp cel puțin roșiile pentru... Eu vreau să cred că... O să le punem în bolul respectiv, da, după aceea, da, să le tăiem. Spuneți. Eu cred că noi, eu am venit cu acest mesaj în această, campanie parlamentară din Republica Moldova pentru a aduce un mesaj unionist. Da, să schimbăm suportul, pentru că la sigur aici va fi deja puțin picant. Așa. Eu sunt un foarte mare amator de picant. Am înțeles. Atunci avem da, cu ce da gust picant de bucatelor. De ce România ați ales-o într-o a vă lansa în politica de mai departe? Pentru că ne așteaptă probabil anticipate parlamentare în Republica Eu Moldova. Eu v-am spus. Și deja i-ați pus pe balanță pe toți în cursă care ați fost. Pentru mine, România este acasă. Nu consider acest lucru mai mult ca atât. Faptul că Republica Moldova este parte a unei circumscripții împreună cu diaspora, nu este corect. Republica Moldova nu e diaspora. Republica Moldova eu am rămas nu datorită dorinței, nu din dorința mea. În 40 m-au impus să fiu în această parte a României. Deci nu putem să egalăm problemele care sunt în diaspora cu problemele care sunt în Republica Moldova. Și unul din obiectivele mele este crearea în Republica Moldova a unei circumscripții aparte. Și acest lucru o să întâmple. Nu o să stea în masa unui deputat sau unui comisii parlamentare, dar o să fie pus pe rol. Că altfel noi nu avem, nu este echitate. Dacă România este parte a unei democrații autentice europene, nu este echitate că Constituția spune că un deputat de la 78.000 de alegători, iar noi suntem în Republica Moldova circa 1 milion de cetățeni cu drept de vot, care cetățeni români, care avem doar jumătate din senator și doar doi deputați în Parlament. Asta este absolut, absolut incorrect. Sper să nu vă deranjeze întrebarea mea ulterioară. În echipa în care dumneavoastră sunteți astăzi, da, în care fie v-ați absorbit, fie la care ați aderat, ori calificativul vă aparține dumneavoastră, sunt băieți care au trecut școala domnului Băsescu și au mers cot la cot cumva. De ce nu ați mers în continuare spre cei care au probabil o simpatie la fel de mare, ori mai mare, în Republica Moldova, și anume față de domnul George Simion, așa? Da, care este, da, președintele partidului în care și sunteți. Da, eu nu sunt membru de partid, dar merg cu această echipă pentru că spuneam că 2 ani în urmă am elaborat un program în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Candidat. Candidat. Așa. Eu eram încrezător că mai devreme sau mai târziu acest program o să fie pus pe masa, nu la tribună, Parlamentului, pe masa de lucru a comisiilor parlamentare. Și acest lucru o să se întâmple neapărat. Ori partidul Alianța pentru Unirea Românilor a apărut un an în urmă. Deci cu un an mai târziu decât a apărut programul meu. Când l-am citit programul partidului AUR, am înțeles că este programul meu. Și atunci mi-am dat seama că nu pot fi în altă parte decât alături de acești tineri care ambițioși, care își pun realizarea sarcinilor pe care eu le-am trăit
o viață întreagă, ei și le-au pus în program unde să fiu eu în cazul dat, dacă nu aici. Domnule profesor, observăm că dreapta unionistă nici ca cum nu reușește să consolideze ca să acceadă la putere și să dețină instrumentul direct într-o impunere către reformă. În opinia dumneavoastră, mai multe manete va avea, vor avea, veți avea, caz în care luați un mandat după alegerile din 6 decembrie? Sunt ferm încrezut că va fi o situație absolut deosebită, diferită. Eu nu am fost în politică, eu nu mă pot asocia cu ceea ce spuneați dumneavoastră. Da, eu am susținut toate mișcările unioniste din Republica Moldova. Nu am fost parte a unei structurilor de conducere, dar am fost în toate grupurile, mai mari sau mai mici, care purtătoarea unui mesaj unionist. Se apreciază înalt, domn profesor. Dar acest lucru nu a dat naștere la o mișcare unionistă a tuturor unioniștilor. Acuși, și acest lucru eu am să revin pe replică, dar spuneți, întorc, am înțeles, întorc, nu întorc, vreau să o mai las. Da, întoarceți tot. Atunci am să mai iau șampinionul. Tot pieștele îl întoarcem. Am să le pun inițial pălăriile aici, să nu le dăm jos. Dar avem și veterani. Avem și veterani promotori acestei cauze, acestui act. Și în toată în această perioadă, iată, nici prin blocuri, nici prin asocieri diverse, nu s-a reușit. Ups. Probabil fără fixarea fixatorul ăsta. Mai bine așa. Ce nu a ajuns atunci? Ce nu a ajuns până acum? Că nu s-a reușit să se consolideze. Mesajul unionist se fragmentează și el mai mult. Sunt două. Și vrem să ne separăm. Eu vreau candidat să fiu, dumneavoastră candidat vreți să fim, dar nici de cum să facem echipă și să avem un candidat unic. Pentru că avem câte mișcări unioniste? Multe mișcări. Două motive sunt. Un motiv. Rânza un politician din Republica Moldova are o vorbă. Dar spuneți-o cum este, că o cunosc și eu. Rânza este mai mare decât creierul. Și doi, cel mai important. Această lipsă de unificare nu este doar un neajuns al nostru. Este un succes a dușmanilor noștri, care bagă strâmbe și le bagă destul de discutat între noi, nu ne dă posibilitate și ele nu vin doar direct de unde ar spune alt politician mâna Moscovei. Vin și de dincolo de Prut, vin și din alte cancelarii întru a păstra această situație, nu atât a Republicii Moldova, cât a României în întregime. Este foarte interesată Europa oare în existența unui stat puternic în răsăritul Europei, unui stat care avea o creștere economică de 4%, iar Germania de 2% până 2 ani în urmă. Deci eu cred că numai pandemia ne-a oprit. Eu cred că noi avem o situație când Europa are nevoie, fiecare are nevoie să-și apere interesele sale. Noi trebuie să ne cătăm de grijile noastre. Noi trebuie, românii, să ne consolidăm, să fim împreună pentru a rezolva problemele dar noastre. Dacă spunem... Și eu nu vreau să-i pun astăzi să-i pun pe masa de gătit și miniștrii și parlamentarii noștri să teamă că, uite, dacă se întâmplă, se unește și noi dispare de pe hartă și scaunile noastre... Nu! Am un program care presupune o unificare treptată, un tratat de fraternitate în care... Termen. Să vorbim și despre termeni concreți, pentru că nu că nu avem încredere, ori nu au cetățenii încredere în mesajele politice. Tot politicul, de fapt, a produs acest comportament și mod de conștientizare a mesajelor. L-au creat tot politicul pentru că de fiecare dată și de multe ori, chiar de fiecare, de câteva ori pe an, se spune, și final nu se face. Până la scrutin, ori exercițiul electoral următor. De cât timp ar fi nevoie pentru o implementare a unei agende
ca a dumneavoastră și care ar fi costurile acestora, ca să înțeleagă și oamenii. Da, se cunoaște termenul, da, se cunosc banii, da, se cunoaște asumarea, cine se asumă și în proporție de cât și de ce? Foarte bună întrebare. Eu vă mulțumesc foarte mult, mi-ați dat mingea pentru lovitură. Vă spun care sunt costurile. Costurile e să fim împreună. E un motiv romantic. Nu e romantic. E frumos. E chiar necesar. Pentru a reuși, e nevoie să fim împreună. Pentru cât de timp necesităm. Zero. Voință politică doar. Nu este un teritoriu pe care România l-a... Voință politică din partea cui? În primul rând, din partea României. Și ea nu a fost până la ziua de azi, vorbim cu cărțile deschise. Iată de unde e vorba. Iată, aici e vorba. S-a vorbit lozinci, parlamentari care veneau de la 4 la 4 ani, spuneau că facem. Dar voință n-a fost. Ori Alianța pentru Unirea Românilor vine cu un totalmente alt mesaj. Nu să vorbim, să facem. Și sau George Sminu spunea că eu nu vreau să fiu prim-ministru. Vreau în această funcție să fie un manager bun. Dacă în România, în noul parlament, va fi o voce care ar arăta cum asta se poate face, toate întrebările dumneavoastră, cum? Da, nu vorbă, dar cum? Treabă. Dar cunoașteți, domn profesor, dar de ce nu a mers cot la cot mai departe cu domnul Băsescu? Vă spun de ce. De aia că s-a pus miza doar pe o singură mișcare politică. Ori Băsescu trebuia să unifice toate mișcările în Republica Moldova, dar nu să mizeze doar pe un singur partid. Uh-huh. Asta a fost o greșeală. Sau uh-huh. poate intenție, nu știu. Dar relația dumneavoastră cu cei de curte? Cei de curte își fac trimitere la valorile care le împărtășiți. Care sunt? Care sunt relațiile? Valorile de direct vorbind. Valorile din punct de vedere politic. Pentru că azi facem bucătărie politică. Da. Care împărt și același vector și nu le dăm nume. Dar care este relația dumneavoastră cu ei? Și cum le poziționați ca notă competența acestora? În ducerea de mai departe a ceea ce pentru ei este o asumare. De la tribune în prag electoral. Nota, și este ca agenda... Nota să le opună cei care i-au ales. Eu vreau să dau doar caracteristici acestora ca fiind niște mesaje aduse doar în prag electoral, de care s-au uitat imediat ce au pășit în Parlament și au adus aminte din nou în ajunul altui scrutin. Este unica șansă, unica situație când un parlamentar din Republica Moldova va fi în Republica Moldova cu toate copiii, nepoții și toate valorile reale, nu efemere, familie, copii. Aveți concurență, viitor. Știți? Aveți concurență, ori v-a scăpat, ori strategic nu ați comunicat, aveți concurență. Eu știu că am concurență. Cetățeni basarabeni lansați în cursă politică pentru alegerile parlamentare din România? În primul rând sunt foarte puțini. Este o altă formulare. Din punct de vedere al procentului, spuneam mai sus, merită să fie... Personal n-am nimic împotriva niciunuia din ei. Sunt oameni onești. Doar că au apărat interesul a unui singur partid, a unei singure idei. Noi venim cu ideea interesului primordial, interesului Republicii Moldova, interesului cetățeanului din Republica Moldova, nu a partidului, nu a unei mișcări. Dar ce spune cetățeanul despre obiectivele pe care le propuneți ca decăpătâi pentru cetățenii Republicii Moldova, când noi știm calitatea vieții celor care au rămas în Republica Moldova, făcând trimitere la satele Moldovei care se sting din cauza migrației înalte, și migrația este forțată de calitatea vieții și imposibilitatea
cel puțin de supraviețuire. Care este relevanța mesajului respectiv în contextul în care irreversibilitatea stării de facto nu se schimbă și caracterul irreversibil rămâne. Tot se promite. Republica Moldova tot se îndatorează și mai mult. Tot se solicită sprijine. Sprijine se dau. Dar noi știm că externul, indiferent de partenerul, cine nu ar fi, nu se dă pentru simplu fapt. Banii oricum necesită ulterior a fi dați, pe lângă, sigur, sprijinele cu titlul de grant nerambursabil. Or, vor fi absorbite și aceste îndatorări ca să trecem de pe premisele tabulei rasă? Și din nou, și această problemă poate fi soluționată prin unirea țară. Dar nu e vorba, încă o dată vă spun, de o unire absolut fizică, geografică, dar e vorba de... Ideologică? Ideologică și a intereselor pe arena internațională. Interesele noastre sunt comune și dacă aceste interese comune vor fi aduse în cancelarele europene ca să ne comunicați, îl mai ținem? Iată așa, te văzut. Nici să nu-l prea ardem, parcă este bunișor. E bun. E bun, da? Adică îl punem atunci acolo. Da. Și cum veți combina atunci, domnule profesor, activitatea, pardon, didactică, da? Și a politică? Ori vă deziceți? În primul rând, activitatea didactică este unica activitate care poate fi... Ups, spuneți. Așa, vă mulțumesc. Poate fi cooptată cu oricare altă activitate, e unica activitate, posibil de a o folosi în toate timpurile, și în politică, și în didactică. Pentru că în ultima instanță spuneam eu că la catedră spuneam același lucru, adevărul istoric și geografic. Exact acest lucru vreau să fac și în politică. Să nu trișez, să nu spun minciuni. Copilul te detectează imediat ce nu ești sincer. Acest lucru aș vrea să-l fac și în politică, să fiu sincer, chiar dacă mi-a spus și un șir de întrebări incomode. Am răspuns pentru că asta este menirea, să dacă ți asumi, așa, dacă ți întrebări incomode să înțeleg, dacă alt context nu mi-ați fi recunoscut. Dacă ți asumi, ia-ți așa. Am să le pun, ca ulterior să-l afișăm, să-l vadă și cei care ne urmăresc, ce frumusețe de bucate. Domnul profesor astăzi ne prepară, ăsta este păstrăv și îl vom aerisi așa cu niște legume coapte și cu o salată. Ca pe malul lacului. Da. Ca pe un mal frumos. Deci spuneam că am să fac același lucru, am să spun adevărul, am să fiu sincer și aceasta va fi răscumpărat prin soluționarea acestei probleme. Spuneați cât timp e nevoie de voință și se face într-un singur mandat. Ceea ce mi-am propus se face într-un singur mandat pentru că nu se face răsturnare de stat, nu se face lichidare de stat, se face omogenizarea legislației, se face reunirea sistemelor educaționale, de sănătate, de securitate și atunci când omul este în securitate, când știe fiecare de acum în toate cărțile scrie că așa cum este școala de astăzi, este societatea de mâine. Dacă noi unificăm sistemele noastre educaționale, când elevul nostru o să fie în egală măsură asigurat de un viitor, terminând o școală la Chișinău sau la București, aceasta va fi primul pas spre reîntregirea definitivă a statului. Așa. Și atenția este mai mult decât, să înțeleg corect, decât integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Integrarea, cine vorbește despre integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, așa, direct Republica Moldova,
Noi știm că nu mai este nicio posibilitate în viitorul apropiat. Ori unirea, reunirea cu țara este posibilă astăzi. Așa, o să-i rețin hârtia, puțin de pielea s-a luat, așa. Este inevitabil. În cazul, de știi de ce? Pentru că s-a muiat. Nu, el mai mult s-a fiert decât s-a... S-a caz în care era deja pe... Nu, și încă ceva. Am scăpat momentul unui ulei. Trebuia de uscă ulei. Și am scăpat, am văzut uleiul după. Normal să-i punem... Emoțiile întrebărilor dumneavoastră m-au făcut să... Spuneți-mi, vă rog... Iată, sunteți de fapt cel mai longeviv manager de instituție de învățământ din țară, greșesc? Nu, mai sunt. Mai sunt? Mai sunt din Chișinău? Da, în Chișinău 2, 3 mai sunt și sunt chiar mai longeviv ca mine. Okay. Dar sunt unul din 3. Așa, așa. Da. Cum vă reușește să le puneți pe toate cap la cap? Pentru a vă menține activitatea și paralel la această întrebare să ne ziceți cum stați cu adaptarea la această problemă cu care ne confruntăm toți cu pandemia de coronavirus. Eu vorbesc despre coronavirus ca de o provocare, de o încercare. Mi-e încearcă cel de sus și cu acest lucru cât de buni suntem într-o a dirija și procesele și în așa situație, este un lucru care a fost de totdeauna. Virusul este stăpân pe pământ, noi suntem în lumea lor, noi trebuie să ne învățăm să trăim în vecinătate bună, așa cum spuneam și în politică cu vecinii, trebuie să tratăm ca atare, să nu avem frică, să avem încredere și să fim pregătiți, spuneam, să fim pregătiți. Nu doar Republica Moldova. Toată lumea a venit cu un sistem medical nepregătit pentru așa o situație. Și atunci, interesul meu este să aducem acest... Să aducem în concordanță cu așa. Cerințele epidemiologice, situația la zi în instituțiile noastre de învățământ, în instituțiile noastre medicale și în așa fel vom reuși. Eu cred că o instituție cu circa 2000 de elevi, care nu are decât câte o clasă închisă pe parcurs de 4 luni de zile. Când se poate de ținut în siguranță și învățătorul și elevul. Acest lucru necesită o anumită abilitate, dar în primul rând am noroc și am avut noroc întotdeauna de colegi care m-au susținut și au fost cei care mi-au fost garanțiile de succes, anume ei. Eu sunt doar un exponent așa de frunte al acestei instituții, dar în rest teatrul este asigurat de... Faceți o asociere, pentru că suntem la final, o asociere și după care, dar asociere o faceți paralel mestecării salatei. Asociere dintre menajul politic, dintre bucătărie, bucătăria politică, învățământ și ceea ce lipsește și nativ important ca să fie în managementul politicii directe, politicii mari. Atenție la ingrediente, atenție la foc și totul trebuie făcut la timp. Dacă ai întârziat, dacă
ți s-a părut că nu e timpul, că mai lăsăm, l-ai scăpat în foc și l-ai ars, ai pierdut. Și timp de refacere... Și timp de refacere, iarăși, de la început, să aștepți până a crește, până se aduce la 300 de grame, să-l poți pune pe masă. Este timp pierdut, timp care l-am pierdut 30 de ani, în speranța că noi suntem cei care... noi suntem cei care suntem dirijați și ne va duce cineva spre un mal fericit. Văzând că nu se întâmplă așa, trebuie să luăm soarta în mâinile noastre, trebuie să da, facem... Cu element de mesaj pentru cei care vă urmăresc, pentru că fiind la final, și pentru cear politicieni, de ce nu? Alegerea unui produs de calitate, alegerea unui deputat de calitate, alegerea unui partid de calitate și nu doar a mesajului. Nu vă uitați ce și cum vorbește. Vă uitați cum îi tremură mâinile, vocea, atunci când vorbește despre valorile reale. Nu este un... posibil să faci politică cu inimă rece. Nu este posibil să faci politică cu ochelari care îți preamăresc sau îți schimbă nuanțele. E nevoie să privești real la lucru, să recunoști realitățile istorice despre care spuneați dumneavoastră, dar să știi că odată în 4 ani toată puterea ți aparține. Și cum a spus domnul profesor, este nevoie ca să ne învățăm o alege, da? Da. Și foarte bine a punctat de ce este nevoie. Este nevoie de ingredient, este nevoie de foc și dânsul nu a spus că și bucătarul contează neapărat să fie pentru că menajul face. Dar final de la sine clar a fost pentru că în 4 ani poți să faci ceva. Deci și bucătarul și-a găsit loc la capul mesei. Stimați prieteni, dragi telespectatori, noi vă mulțumim că ați fost până la această oră alături de noi și ne-ați urmărit. În concluzie, deduc că Fobio, politicul societății din Republica Moldova, vine din tot ce este străin percepției noastre. Asta ar presupune ca să conștientizăm, să deprefuim rațiunea și să nu ne mințim pe noi și aproapele. Aproapele cu care lucrăm, aproapele care vom conlucra ca parteneri, să înțelegem că jocul nu poate fi făcut la două capete. Să ne învățăm a cere, revenind la replica domnului profesor, și politicul să se învețe a realiza. Și cu asta vă invităm la masă. Toate bune, pe curând vă spun! Și spun că vinul de purcari rămâne să fie unul din cele mai bune de calitate produse din tot spațiul românesc cu certitudine, iar concurează negru de purcari cu vinul de Bordeaux sau oricare alt vin de marcă din Europa sau din lume. Thank you.
destăcat. Dacă vinul este recunoscut de întreaga lume și poate să concureze cu orice vin din orice colț al lumii, atunci cartea este mult mai modestă. Dar este semnată deja de mine. Este o perspectivă din retrospectiva unui pedagog care vine dintr-o familie de pedagogi, unde mama a fost învățătoare de limbă română și tata un profesor de istorie, iar bunelul profesor de limbă și literatură română. Această carte este un început care nu cred că va avea sfârșit. Este o cercetare a unui cadru didactic, este o cercetare a unui manager școlar și atâta timp cât trăim, învățăm. Este o carte despre cum am învățat să citesc, cum am învățat să fiu un învățător și cum am învățat să fiu învățătorul învățătorilor direct. Este o carte care nu pretinde a fi crestomație, este o carte trăită. Și este o carte a dumneavoastră. Și este o carte a mea. Cel mai important. Da. Stimați telespectatori, stimați voi prieteni, cei care și ne urmăresc cu modestie, cum a zis domnul profesor Maurice Volosată, e perspectivă prin retrospectivă. Este foarte asociat, de fapt, cu discursului și ceea ce noi azi am comunicat, pentru că în aprecierea retrospectivă a modului de menaj și organizare politică, putem aprecia platforma de prezent și neapărat perspectivă a modul și lucrurilor cum pot sta. Dar cum o carte bună fără un vin bun, fără un negru de purcare? Domn profesor încă o dată a vorbit de la sine prin act și mesaj că este un om al valorii, un om al istoriei și care nu doar face istorie, dar care și trăiește istoria. Pentru că, valori ziceam, negru de purcare, de la purcare de unde este domnia dânsului. Și cu toate aceste iarăși daruri, cu loc de cinste, și onor, aceste obiecte de preț vor merge în arhiva și ceea ce este de suflet deja proiectului nostru, Bucătărie Politică. Vă doresc să fie o temelie durabilă a unui proiect care merită să existe pe piața informațională. Așa să fie. Vă mulțumim foarte mult și dumneavoastră, voi, dragi prieteni, rămâneți alături de noi.